pregătirea discursului fratelui Tom, care poartă titlul Nu judecați nimic înainte de vreme. Îl rugăm pe fratele Tom să ni-l prezinte. Mulțumesc, frate Richard, și bună dimineața, dragi frați. Am zis ieri că vă voi aduce salutările de la adunarea noastră. Suntem 13, în afară de mine și Jen, soția mea, mai este și fiul nostru și Natasha, care a fost ieri alături de noi, Paul și Jim Ezra, Neil și Dixie, Sam și Ellen, fratele meu, Ray, și cred că suntem acești. Toți, și cred că aceștia suntem toți din Wisconsin. În continuare ne întâlnim pe Zoom, dar păstrăm încă legătura cu toți cei care participă online. Mai avem câțiva frați din Michigan care participă la adunarea noastră. Așadar, nu judecați nimic înainte de vreme. Ne vom petrece marea majoritate a timp, discursul nostru se va contura în jurul scripturii din 1 Corinteni 4. Titlul nostru preluat din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Unu Corinteni 4 cu 5. Fratele va citi din noua versiune internațională. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris această epistolă fraților din Corint, în timp ce se afla în Efes, a aborda o serie de aspecte care provocau probleme în cadrul bisericii din Corint. Din capitolul 7, versetul 1, reiese clar că frații din Corint îi scriseseră și îi înmânaseră o scrisoare în care îi cereau sfatul în mai multe chestiuni. Așadar, vom citi din 1 Corinteni 7, versetele 1 cu 2. Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, eu cred că e bine ca un bărbat să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curvie, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Aceste alte chestiuni în legătură cu care i-au cerut sfatul erau mâncarea care fusese oferită idolilor păgâni, darurile spirituale și colecta de bani pe care o strângeau pentru frații din Ierusalim. Cu toate acestea, prima problemă pe care o abordează în epistola sa este cea a diviziunilor și certurilor dintre frați. Cea mai mare parte a primelor patru capitole ale epistolei sale este dedicată acestei chestiuni. Această problemă i-a fost raportată personal de către frații care au călătorit la Efes pentru a cere sfatul în această privință. Și citim din 1 Corinteni 1, versetele 11 la 13. Căci, fraților, am aflat de la ai Chloe că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa și ei sunt al lui Hristos. Hristos a fost împărțit. Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? El continuă spunând că este bucuros că a botezat doar câțiva dintre frații din Corint, astfel încât să nu existe posibilitatea de a avea adepți care să pretindă că au fost botezați în numele lui.
Pavel scrie că a fost trimis să propovădească Evanghelia și să facă acest lucru nu folosind cuvinte de înțelepciune omenească. Folosirea înțelepciunii omenești în predicarea sa ar diminua puterea crucii lui Hristos. Înțelepciunea umană ar încerca să stârnească emoții umane, cum ar fi frica, pentru a-i speria pe oameni să creadă în Isus. Acesta este genul de raționament uman care a determinat pe unii din biserica primară să inventeze doctrina chinului veșnic pentru necredincioși. Această învățătură falsă diminuează cu siguranță puterea crucii lui Hristos. Pavel continuă spunând că mesajul crucii este o nebunie pentru cei care nu au intrat într-o relație cu Hristos. Într-adevăr, înțelepciunea omenească nu a putut accepta ca un mare lider, un mare reformator trimis de Dumnezeu, să fie omorât într-un mod rușinos, umilitor. De aceea, propovăduirea lui Hristos răstignit este o piatră de potignire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat, care au intrat într-o relație cu Hristos, El este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. În scrisoarea sa către frații coloseni, Pavel scrie despre înțelepciunea în Hristos în felul următor și citim în Coloseni 2, versetele 1 până la 3. Vreau un adevăr să știți cât de multă luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, pentru că li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și pentru ca să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Continuând în capitolul 1 din 1 Corinteni, găsim pasajul familiar în care Pavel explică faptul că Dumnezeu nu i-a chemat pe cei înțelepți, pe cei influenți sau pe cei de viță nobilă din punct de vedere al lumii. În schimb, Dumnezeu a chemat pe cei nebuni, pe cei slabi, pe cei umili și pe cei disprețuiți din punctul de vedere al lumii. El a făcut acest lucru pentru ca nimeni să nu se poată lăuda înaintea lui. În capitolul 2, Pavel scrie că nu a venit la ei cu o vorbire elocventă sau superioară, adică dintr-o perspectivă lumească, iar cuvintele pe care le-a folosit nu au fost înțelepte sau convingătoare, așa cum ar folosi o persoană care încearcă să promoveze o agendă interesantă. El a făcut acest lucru pentru ca credința lor să nu se bazeze pe înțelepciunea umană, ci pe puterea lui Dumnezeu manifestată în Hristos. El scrie în 1 Corinteni 2 cu 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia, care vor fi nimiciți. În capitolul 3, Pavel continuă să-și exprime îngrijorarea față de diviziunile din cadrul fraților din Corint. El scrie, și citim în 1 Corinteni 3, versetele 3 până la 5, pentru că tot lumești sunteți încă. Într-adevăr, cât între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți oare lumești și nu trăiți ca ceilalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, iar altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni din lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Într-un fel, frații din Corint se purtau ca israeliții în pustie, când Moise a plecat și s-a urcat pe muntele Sinai pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Israeliții doreau ceva vizibil, care să fie obiectul devoțiunii lor. Așa că l-au convins pe Aaron să le facă un vițel de aur.
I think it's the same here in Corinth and could be among any of us during this gospel age. Because Christ, who Pentru should be că the object of our devotion, Hristos, care ar trebui cannot să be fie seen. centrul devoțiunii unui The creștin, Corinthian brethren nu wanted poate to fi have a văzut. visible object for Frații their din Corint au devotion, dorit să aibă pe so they cineva vizibil associated pentru themselves devoțiunea with and lor. venerated Așa că one of s-au their alipit de influence, unul dintre one of the evangheliști, servants of unul God, dintre a part slujitorii lui of the gospel Dumnezeu, message. care le Paul, adusese mesajul Apollos, or Peter. Evangheliei, Pavel, Apolo sau Petru, și i-au And from then, venerat. in verses 10 to În 15 of chapter continuare, în 3, versetele he 10 gives the până la familiar 15 din description capitolul 3, of the el oferă outcome of descrierea building familiară with a gold, oak, rezultatului zidirii cu silver, aur, and costly argint și stones pietre scumpe versus wood, față de hay, lemn, and fân straw. și paie. He warns them of the Apoi îi dire avertizează consequences asupra of their consecințelor divisions. nefaste ale And this is deviziunilor my lor paraphrase of și verses aceasta este 16 and 17. parafrazarea mea a If versetelor by having 16 până la divisions and 17. factions, you Dacă, destroy the având faith of diviziuni și brethren and drive them away from faith in fracțiuni, Jesus, distrugeți God will credința destroy fraților you, și îi îndepărtați for de each of you credința are în God's Isus, temple. He Dumnezeu vă va dwells in each of you distruge, by căci his fiecare dintre Spirit. voi sunteți templul lui Dumnezeu. El In other locuiește în words, fiecare dintre Paul is voi saying prin God will deal Duhul harshly Său. with Cu those alte who cause cuvinte, division Dumnezeu se va purta in the aspru church. cu cei care provoacă diviziuni în He biserică. continues in verse El 18 to continuă în 21. 1 Corinteni 3, Sadly, versetele he is great 18 to la not deceive 21. yourselves. Nimeni să If nu se anyone who thinks he înșele, is wise by dacă the cineva standards of dintre voi this se age, crede înțelept în felul he should viacului become a acestuia, fool să se so facă that he can nebun ca become să ajungă wise. înțelept, For the căci wisdom of this înțelepciunea world lumii is acestei este o foolishness in nebunie God's înaintea lui sight. Dumnezeu. As it is De aceea written, este he scris, catches the el wise in prinde pe their cei craftiness. înțelepți în viclenia And lor. again, Și the iarăși, Lord knows Domnul that the cunoaște thoughts of the gândurile celor wise înțelepți, are știe futile. că sunt deșarte. So then, Nimeni să nu no se more boasting fălească about dar cu men. oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Apparently, there were those in the church Se in pare că în Corinth biserica who, din Corint boasting erau about unii care se themselves, their lăudau cu ei knowledge and înșiși, understanding, cu cunoștințele și and boasting înțelegerea about lor, Paul și or se lăudau others cu who they Pavel claim sau to cu be alții pe following. care pretindeau că îi urmează. But Paul says, if Dar any of Pavel us spune think că we are dacă wise vreunul by the dintre noi se standards of crede this înțelept world, după standardele then acestui we are in viac, a dangerous atunci ne position. aflăm într-o poziție periculoasă. He advises us to embrace El a ne wisdom sfătuiește să that îmbrățișăm is o înțelepciune foolish pe in the world's eyes. care este nebună în Jesus ochii Christ lumii, has been Iisus crucified. Hristos și El răstignit. We should not be boasting Nu about ar trebui human să ne lăudăm, individuals, să whether ne they be lăudăm cu evangelists indivizi like umani, Paul and fie că sunt Apollos, whether evangheliști, they be precum Pavel elders, și Apolo, whether they be fie că mere sunt humans, bătrâni, fie că having sunt only simpli human oameni, wisdom. având doar înțelepciune omenească. In chapter 4, Paul În continues this capitolul thought 4, and Pavel says, continuă we should acest not gând be și judging spune că one nu ar trebui brethren să ne by the judecăm kingdom unii pe mind that alții one și să ne elder gândim or în any mintea noastră person că for un that matter. bătrân sau orice altă persoană este mai bun decât Here's altul. what he writes. Iată ce This scrie is 1 el în 1 Corinthians 4, Corinteni 4, 3 through versetele 3 7. până la 7. This is a passage that again Mama mere, encounters the tata mere, intense până aici jos, struggle. vin mie. I care very little that I Cât am despre judged by you mine, prea or puțin îmi any human pasă dacă sunt court. judecat de voi sau de un Indeed, I scaun do not omenesc even de judge judecată. myself. Ba încă nici eu My însumi nu mă mai conscience is judec pe clear, mine, but căci that does n-am not make me nimic innocent. împotriva mea. It is Totuși, the nu Lord pentru who judges aceasta me. sunt socotit neprihănit. Cel ce Therefore, mă judge judecă not este then Domnul. before the De appointed aceea time. să nu judecați nimic Wait înainte de till the Lord vreme, comes. până va veni Domnul, He care will va bring to scoate la light what lumină is hidden in lucrurile ascunse în darkness întuneric and will și va expose the motives descoperi of men's gândurile hearts. inimilor. At that Atunci time, fiecare își va each will căpăta receive his lauda de la praise Dumnezeu. from God. Now, brothers, I have Fraților, applied these pentru things voi to am spus myself and aceste lucruri Apollos în icoana for de your vorbire benefit, cu privire so la that you mine may și la learn from Apolo, us ca the prin noi meaning înșine of să the învățați să saying nu treceți and peste ceea not ce go este beyond what scris is și written. niciunul din voi să nu se Then do fălească not deloc take cu pride unul in one împotriva man celuilalt. over against another. For who makes you Căci different cine te from face anyone deosebit? else? Ce What lucru do you ai have pe that you care did să not nu-l fi receive? primit? And Și if you dacă did l-ai receive primit, it, de ce te lauzi why ca do you și cum boast nu l-ai fi as though you primit? did not? Paul here tells the brethren that he cares very little if some of them esteem him highly or lowly. He doesn't care if a secular court makes a judgment about him. The brethren are not capable of making an accurate judgment about him, his value and worthiness, or his guilt or any failures on his part. Neither is a human court.
He says that even he himself is not capable of making that judgment. He says while he is not conscious of any guilt on his part for anything he has done or not done, he says that alone does not make him innocent. We have all sinned in ways that we are not even aware of. And Paul makes that allowance. He says that making these kinds of judgments about one another goes beyond what is written. That is, it goes beyond what the Bible tells us about human nature and our human powers of perception and judgment. He says that this kind of judgment must wait until the appointed time when Christ, who has the wisdom of God and the ability to read a person's heart, shall return and begin to judge. El spune că acest tip de judecată trebuie să aștepte până la timpul stabilit, când Hristos, care are înțelepciunea lui Dumnezeu și capacitatea de a citi inima unei persoane, se va întoarce și va începe să judece oamenii. De aceea, nu judecați nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul. Când Pavel le predica atenienilor de pe colina lui Marte, le-a spus că Dumnezeu a rânduit un judecător și un timp pentru acest fel de lucrare de judecată. Citim în Faptele Apostolilor 17:31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iisus a spus în Matei 7, versetele 1-2, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Așadar, fraților, nu ar trebui să ne judecăm unii pe alții, să ne facem evaluări în mintea noastră unii despre alții. Este dincolo de capacitățile noastre actuale. Dumnezeu a pus această lucrare în mâinile Fiului Său și ea va fi făcută, iar fiecare persoană va fi răsplătită la timpul hotărât. De asemenea, nu ar trebui să ne lăudăm cu cei pe care îi considerăm mai valoroși decât alții. Aceasta duce la facțiuni și diviziuni. Pavel spune că ar trebui să nu ne mândrim cu un om față de altul. Dacă, așa cum spune Pavel, nu suntem capabili nici măcar să ne judecăm pe noi înșine, persoana pe care o cunoaștem sau ar trebui să o cunoaștem mai bine decât oricine, cum am putea fi capabili să-i judecăm sau să-i evaluăm pe alții și să ne mândrim sau să ne lăudăm cu cei pe care îi judecăm mai bun decât alții? Nu avem nicio idee despre luptele personale nevăzute, ci imperfecțiunile din interiorul lor cu care se luptă. Sperăm că ei se luptă cu ele. Cu siguranță nu dorim să apreciem și să ridicăm pe cei care nu luptă împotriva imperfecțiunilor din ei. Acesta este finalul sfatului Pavel către creștinii din Corint cu privire la diviziunile care s-au dezvoltat între ei. Știm că este un sfat bun și pentru noi în prezent. Spre marele său merit, fratele Russell a observat în timpul slujirii sale aceeași tendință despre care apostolul Pavel scria în scrisoarea sa către corinteni în timpul slujbei sale. La Convenția Generală din 1910 de la Chautauqua Lake, lângă Jamestown, New York, fratele Russell a ținut o întâlnire specială pentru pelerini, bătrân de adunare și diacon. Iată o parte din ce a spus el. Cred că este voia Domnului să recunoaștem fiecare agenție pe care o folosește Dumnezeu, dar nu trebuie să recunoaștem nicio agenție a lui Dumnezeu ca fiind în competiție cu Domnul sau cu aranjamentul său divin. El este izvorul binecuvântării, doar El este cel mai demn de laudă. Cred că acesta este sentimentul corect. Cred că sunteți cu toții de acord cu El. Și totuși, cred că există pericolul ca unii prieteni dragi să-l predice pe fratele Russell. Fratele Russell ar dori ca voi să nu faceți acest lucru. Permiteți-mi să repet atunci, dragi prieteni, că, în opinia mea, avem atât de mult din Evanghelia lui Dumnezeu, atât de mult din planul său de studiat, atât de multe ocazii de a arăta laudele sale, încât ar trebui să ne folosim tot timpul în acest fel.
Să fim bucuroși și să ne bucurăm în fiecare și să fim recunoscători lui Dumnezeu că a folosit diferite agenții pentru a ne ajuta, pentru a ajuta pe alții sau pentru a duce mai departe marea sa cauză. Dar să nu ne implicăm în nimic care să semene cu închinarea la om, pentru că sunt sigur că acest lucru ar fi neplăcut Domnului și dăunător pentru noi înșine. Și astfel, dragi prieteni, dacă Tatăl nostru Ceresc și Domnul nostru Ceresc l-a folosit pe fratele Russell în orice măsură, el este foarte bucuros și foarte recunoscător că a fost folosit. Și dacă Domnul este mulțumit să îl mai folosească, el va fi bucuros să fie folosit până la ultima suflare, dar nu vrea nicio închinare, nu vrea nicio adorație nejustificată, nu vrea nicio laudă. Cred că sentimentele fratelui Russell reflectă exact ceea ce a scris Pavel în primele două versete ale capitolului 4 din textul nostru. Citim în 1 Corinteni 4, versetele 1 la 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Smerenia și dedicarea față de sarcinile pe care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre, în viața noastră, vor fi întotdeauna atitudinea potrivită. Atunci nu va mai fi nevoie, nu va mai fi loc pentru laudă și certuri și pentru diviziunile care rezultă. Dar lumea nu împărtășește această perspectivă. Certurile și diviziunile au atins un nivel record în timpul vieții mele. Judecarea celor care sunt diferiți de noi este la un nivel pandemic în societatea de astăzi. În anii mei de tinerețe, îmi amintesc clar că oamenii judecau ideile, dar nu îi demonizau pe cei care gândeau diferit. Respectam diferențele și lucram la compromisuri pe care mai toată lumea le putea accepta. Nu mai este așa. În lumea de astăzi, sau poate ar trebui să spun că în Statele Unite ale Americii, dacă gândești diferit de mine, ești o persoană rea și te voi demoniza în mod public. Iar dacă ideile sau eforturile tale prevalează asupra mea, atunci te voi amenința cu moartea sau poate chiar te voi ucide. Acesta este mediul sociopolitic actual în care trăim în Statele Unite ale Americii. În acest context, vreau să fac o aplicație secundară a sfatului pe care l-am analizat din partea apostolului Pavel. Un nou an este pe punctul de a începe. Noi, în Statele Unite ale Americii, suntem pe cale să intrăm într-o perioadă periculoasă. Periculoasă pentru că este un an de alegeri prezidențiale. Oh, da, va fi o perioadă periculoasă pentru națiunea noastră, judecând după ceea ce s-a întâmplat acum 4 ani și după faptul că ranchiuna nu a făcut decât să crească de atunci. Dar nu acesta este pericul despre care vorbesc sau care mă îngrijorează. Este o perioadă periculoasă pentru oricine pretinde că este un urmaș al lui Isus, deoarece există pericul de a fi prins în rachiuna divizivă și în campania politică. Am fost martorii unor dovezi în acest fel în cadrul comunității noastre de studenți ai Bibliei acum 4 ani și sunt îngrijorat că am putea vedea acest lucru din nou, mai ales pentru că s-ar putea să fie aceiași doi candidați care concurează din nou pentru această funcție. În a doua sa scrisoare către Timotei, Pavel a scris și citim în 2 Timotei 3, versetele 1 până la 5. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Pavel nu vorbea despre vremuri primejdioase pentru lume. El vorbea despre vremuri periculoase pentru biserică. Fratele Russell comentează. Vor fi vremuri primejdioase, nu atât de mult pentru lume, cât vor fi vremuri de mare primejde pentru poporul Domnului. Egoismul va fi dezlănțuit, spiritul lumii se revarsă peste tot în jurul lor.
Citim din reprintul 5, 4, 1, 3. Apostolul Pavel avertizează biserica că toate aceste descrieri ale comportamentului necurat vor fi afișate de oameni care au o aparență exterioară de creștini evlavioși. El ne avertizează că, în zilele din urmă, la sfârșitul acestui viac, vor exista oameni care vor pretinde că sunt oameni evlavioși și, în unele privințe, ar putea părea că sunt oameni evlavioși, dar care, de fapt, încearcă să obțină ceva cu valoare lumească, bani, putere sau reputație. Sub fațada lor, caracterul lor este nereformat din punct de vedere moral și spiritual. Ce ne spune Apostolul Pavel să facem cu privire la acești oameni? Să nu avem nimic de a face cu ei. Astăzi nu ducem lipsă de exemple de astfel de oameni. Ca și înainte, unii dintre candidații la președinție se laudă deja cu credința și valorile lor creștine, încercând să atragă voturile și banii oamenilor cu vederi creștine. Ei le cer acestor oameni să se mândrească cu ei în fața celorlalți, exact ceea ce Pavel ne avertiza să nu facem. Deși Pavel vorbea despre această practică periculoasă în biserică, sfatul său nu este mai puțin aplicabil la ceea ce vedem că se întâmplă în jurul nostru și care va crește în intensitate în următoarele 10 luni și jumătate. Pavel a scris că a fost trimis să propovăduiască Evanghelia și să facă acest lucru fără să folosească cuvinte de înțelepciune omenească, care ar diminua puterea crucii lui Hristos. Înțelepciunea omenească ar încerca să stârnească emoții umane, cum ar fi frica, în loc să facă apel la fapte și la rațiune. Fostul președinte Richard Nixon a declarat odată cu sinceritate: oamenii nu sunt motivați de dragoste. Oamenii sunt motivați de frică, dar nu vă vor spune asta la școala duminicală. Ei bine, el a avut dreptate. Și agenții politici experimentați știu foarte bine acest lucru și se folosesc de frică pentru a influența opinia publică. Haideți să nu îmbrățișăm cuvintele acestor oameni lumești care sunt menite să stârnească conflicte și judecăți în eforturile lor de a-și promova agendele politice. Mulți dintre acești oameni au devenit pricepuți în a întoarce un grup de cetățeni împotriva altuia. Ei îi invită pe alegători să se simtă bine în pielea lor, pentru că nu sunt ca ei, acei alți oameni, și avertizează cu privire la pericolele pe care le-ar putea întâmpina dacă nu sunt aleși, stârni frica. Unii lideri de biserici folosesc aceleași tactici, predicând împotriva celor pe care îi identifică ca făcând parte dintr-o categorie de păcate profane, despre care, bineînțeles, susțin că nu reprezintă o tentație pentru ei înșiși. Din cauza acestor tactici similare, politicienilor și candidaților politici le-a fost ușor să îi adune pe acești lideri religioși în campania lor și să îi pună să predice agende politice seculare de la amvoanele lor. În 1 Corinteni 2 cu 6, Pavel a declarat: totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia, care vor fi nimiciți. Deoarece niciunul dintre liderii laici din acest moment nu înțelege cu adevărat înțelepciunea lui Dumnezeu ascunsă în Hristos, nu ar trebui să devenim adepți devotați ai lor sau avocați ai lor sau ai agendei lor. Așa cum spune Pavel, ei se apropie de nimic. Prin urmare, să nu ne punem speranțele noastre pentru viitor mai bun în niciunul dintre acești oameni. Toate speranțele noastre ar trebui să se bazeze pe Hristos, care este smerit, plin de sacrificiu de sine și bun. În capitolul 3, versetele 18 până la 21, pe care le-am citit mai devreme, Pavel spune: nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul viacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept, căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor
Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Pavel spune că dacă vreunul dintre noi se crede înțelept după standardele acestui veac, atunci ne aflăm într-o poziție periculoasă. Dacă vreunul dintre noi ajunge să creadă că știe ce este bine pentru țara noastră, dacă vreunul dintre noi ajunge să creadă că știe care sunt cele mai bune politici economice și sociale, suntem în pericol. Ar trebui să devenim nebuni în ochii lumii, îmbrățișând adevărata înțelepciune care vine de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu ar trebui să ne lăudăm cu faptul că un candidat politic care are doar înțelepciune și programe lumești este superior celuilalt. Nu ar trebui să ne cheltuim forța emoțională sau resursele pământești, frământându-ne sau încercând să influențăm agendele umane. În sfatul său către Corinteni, Pavel spune că nu ar trebui să ne mândrim cu un om în fața altuia. Acest sfat bun se transpune în relațiile noastre din afara bisericii. Nu putem cunoaște cu adevărat candidații politici suficient de bine pentru a face judecăți despre ei. Tot ceea ce știm despre ei, în general, este ceea ce ne spun reclamele de la televizor, iar cele mai multe dintre acestea nu se referă la candidatul în sine sau la pozițiile sale în problemele importante. Majoritatea reclamelor sunt doar atacuri la adresa adversarilor lor. Este posibil să nu avem nicio idee cu adevărat bună despre valorile morale sau imperfecțiunile persoanei respective. În cel mai bun caz, putem doar să aplicăm sfaturile înțelepte ale Maestrului nostru, găsite în Matei 7, versetele 15 până la 16. Feriți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi feroce. După roadele lor, îi veți recunoaște. În acest punct de vedere, aș spune că există o mulțime de profeți falși, o mulțime de lupi feroce în lumea noastră politică. Să nu ne oferim să fim o voce pentru a promova agendele lor lumești și adesea interesante. Dacă ne vedem de treaba noastră, de a fi ambasador pentru Hristos, nu ar trebui să avem timp sau interes să fim ambasador pentru candidații politici. Fraților, să nu ne îngânfăm și să nu credem că nu suntem susceptibili la aceste puternice influențe înșelătoare de astăzi, care ne-ar seduce să schimbăm comorile noastre veșnice din ceruri cu comorile temporare de aici, de pe pământ. Pavel ne spune să nu avem nimic de a face cu acești oameni. El spune că acești oameni au o formă de evlavie, dar îi neagă puterea. Comentând versetul 5, fratele Russell spune: viața lor, în ansamblul ei, neagă puterea Evangheliei lui Hristos de a controla inima și de a reglementa grija și ghida comportamentul. Citim în reprintul 2, 4, 6, 1. Există și un pasaj paralel în Tit 1 cu 16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Așa cum am spus mai devreme, pericolul pe care îl văd în acest moment este că spiritul și căile lumii reușesc să intre în biserică, în propria noastră comunitate de studenți ai Bibliei, afectând negativ unitatea creștină pentru care trebuie să ne străduim. În Psalmul 133, David a scris, citim 133, Psalmul 133 cu versetul 1: iată cât de bine și cât de plăcut este pentru frați să locuiască împreună în unitate. Acum, nu sunt naiv. Probabil că avem cu toții perspectivele și opiniile noastre asupra problemelor politice, sociale și economice și asupra candidaților politici. Știu că eu am, dar nu ar trebui să ne lăsăm prinși în eforturile politice de a încerca să ne asigurăm că lucrurile merg în direcția noastră. Este una dintre seducțiile subtile ale acestei lumi, ale machiajului nostru emoțional, să vrem să ni se dovedească că avem dreptate, să fie validate judecățile sau să obținem ceea ce vrem. Domnul nostru ar fi putut face ca lucrurile să meargă așa cum a vrut, să stabilească împărăția aici pe pământ, încă de la începutul slujbei sale. Satan i-a oferit toate împărățiile acestei lumi dacă s-ar fi plecat și s-ar fi închinat.
Dar Isus a respins această ofertă. Unii dintre voi ar putea considera că nu ar trebui să avem nicio opinie, într-un fel sau altul, cu privire la chestiuni politice, sociale, economice sau altele similare. Eu nu am considerat că este posibil să fac acest lucru, dar nu îmi voi acorda timpul sau resursele mele pentru campanii, pentru politicieni, chiar și pentru cei care ar putea să îmbrățișeze și să susțină opiniile pe care le am în astfel de chestiuni. Cu toate acestea, în timpul ultimelor alegeri prezidențiale în 2020, am văzut destule exemple de frați din părtășia noastră care au trimis mesaje de e-mail și au postat pe rețele de socializare susținând un candidat sau altul. O postare pe care am văzut-o pe Facebook susținea cu pasiune mesajul de naționalism și patriotism american al unuia dintre candidați. Dar, ca viitori membri ai celor 144.000 care vor domni cu Hristos, angajamentul nostru nu este față de o națiune anume. Interesul nostru este pentru binecuvântarea tuturor popoarelor, indiferent de naționalitatea lor sau de orice alt criteriu diferențiator. Este important să înțelegem că naționalismul nu este același lucru cu patriotismul. Naționalismul este, de fapt, o perversiune a patriotismului. Patriotismul se referă la devotamentul față de idealurile pe care este fondată o națiune. Este vorba despre îmbrățișarea diversității și a umanității noastre comune și despre grija față de ceilalți și față de resursele națiunii noastre. Naționalismul promovează ideea că incluziunea și diversitatea reprezintă o slăbiciune, că singura modalitate de a reuși este să ai o supunere oarbă față de supremația unei națiuni sau unei rase mai presus de altele. Putem fi în mod legitim fericiți și recunoscători că trăim în țara în care trăim, bucurându-ne de binecuvântările care vin odată cu aceasta. Dar, ca ucenici al lui Hristos, nu ar trebui să ne umflăm de mândrie față de țara noastră și să susținem supremația acesteia mai presus de interesele oamenilor din toate celelalte țări. În ultima campanie prezidențială și deja în actuala campanie, unii candidați au propagat mesaje foarte dezvinătoare, denigrând un grup de oameni sau altul, oameni de diferite origini naționale, etnice sau rasiale, oameni de diferite religii, oameni care practică anumite stiluri de viață, oameni cu convingeri politice diferite și așa mai departe. Deoarece acest lucru este în strânsă paralelă cu mesajele de condamnare și de judecată trâmbițată de unele așa zise biserici și comunități creștine, le-a atras într-o alianță cu acești candidați. Fraților, să nu ne lăsăm păcăliți de aceste alianțe profane, să credem că acești candidați reprezintă valorile creștine. Nu este așa. Aceste mesaje de judecată nu sunt de datoria bisericii cât timp se află pe pământ. Apostolul a spus în 1 Corinteni 4:5, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Candidații care adoptă și încurajează mesaje de condamnare nu reprezintă valorile creștine. Ei nu prețuiesc blândețea, smerenia și bunătatea, care sunt caracteristici ale caracterului creștin. Acei candidați văd aceste caracteristici ca pe o slăbiciune și le ridiculizează. Ori de câte ori religia și politica se unesc, există un mare pericol pentru creștini. Autorul Philip Yancey oferă această perspectivă asupra pericolelor pe care le reprezintă implicarea creștinilor în politică. Cităm. Statul va încerca adesea să folosească religia în scopuri proprii, dar atunci când o face, Evanghelia însăși se schimbă. Religia civilă ne invită să luăm parte la gloria militară a unei națiuni. Evanghelia ne cheamă să ne luăm crucea. Religia civilă oferă prestigiu și influență. Evanghelia ne cheamă să slujim. Religia civilă răsplătește succesul.
Evanghelia redefinește succesul și iartă eșecul. Religia civilă prețuiește reputația. Evanghelia ne cheamă să fim nebuni pentru Hristos. Noi îl reprezentăm pe Hristos în această lume, fie că ei o știu sau nu. Și trebuie să reflectăm Spiritul lui Hristos în tot ceea ce facem, așa cum spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 4:17. Astfel, dragostea noastră pentru El, pentru Hristos, crește din ce în ce mai mult, umplându-ne de o încredere deplină pentru ziua în care îi va judeca pe toți oamenii, pentru că ne dăm seama că viața noastră în această lume este de fapt viața Lui, trăită în noi. În consecință, fraților, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce proiectăm și comunicăm lumii din jurul nostru. Fie ca Domnul să ne păzească pe toți de aceste influențe în anul care vine. Amin.